căldură, frig, vânt, ploaie, toate sunt împotriva ta. Salutare, dragilor! Vreau să vă spun că sunt mai mulți factori care vor influența eficiența mașinii tale. Mersul cu viteză excesivă, mersul agresiv, sportiv, mersul în trafic aglomerat, presiune din anvelope, despre care am discutat anterior, și ar mai fi condițiile meteo. Tot ce nu-ți place ție, nici mașinii nu-i place. Când e foarte cald, mașina se chinuie să-ți facă confortul ăla, să fie răcoare în mașină. Când e foarte frig, încearcă să-ți facă căldură. Dimineața am avut o experiență, a fost foarte aglomerat, a plouat și era undeva la 8 grade, cred, sau 9, oricum era rece. Și am avut un consum după 2 ore de mers bară la bară, undeva la 16,5, destul de mare. Eu nu prea am văzut consumuri dintre astea la mașina asta de când o am. După 2 ore de mers mă refer, nu distanțe foarte scurte, este și normal că se consumă. S-a reglat în cele din urmă. Factorii enumerați mai sus vor face ca mașina ta să nu mai fie chiar așa eficientă după cum știi tu. Ce poți face tu? Păi nu poți influența nici vremea, nici ploaia, nici traficul. În schimb, poți face anumite ajustări sau, mai bine zis, să nu faci niște greșeli. Adică ai putea să ții mașina în mod chill sau relaxat pentru o eficiență mai bună. Și niște ajustări la climă. Eu țin mașina mereu în priză și am precondiționare stabilită, undeva la ora 6:30 să fie ok. Și mașina chiar îmi spune că pe la ora 6:20 îmi dă notificare, cum că habitaclul a ajuns la temperatura stabilită. Nu știu cât de mult se încălzește și bateria, am mai spus lucrul ăsta, că fiindcă nu avem acces la datele astea, Tesla nu ne dă voie să vedem ce temperatură are bateria. În schimb, cred că nu se încălzește destul de mult încât să fie eficientă ca și consum și se încălzește pe parcursul zilei. De asta cred că la un drum lung diferențele nu vor fi chiar foarte mari, drept dovadă că consumul mi s-a reglat. Am ajuns cu 11,5 înapoi după 220 de kilometri aproape. Deci eu țin clima la 20 de grade și aerul, ventilația să bată pe sus, pe la parbriz, pe treapta 1. Am încercat 21, dar nu e ok. Adică de acasă plec cu ea la 22 și după aia îmi dă impresia că este din ce în ce mai cald. Cred că 20 este o temperatură ok din punctul meu de vedere în Tesla. Și nu sunt îmbrăcat gros, adică am hanoracul ăsta pe mine și am mai avut astăzi, fiindcă a fost vremea nasoală, un fâș de ăsta pentru ploaie, pe care nu l-am purtat mereu. Am mai avut la un moment dat senzația că este foarte cald și am dat drumul la ventilație în scaun și mi se pare aiurea. Adică dai odată drumul la căldură, să te încălzești, primul e prea cald, dai drumul la ventilație, ești pe consum prea mult. Și astea sunt setările pe care consider eu că trebuie să făcute. Adică să-ți bată aerul pe la parbriz, la 20 de grade, fiindcă 21 mi se pare deja o temperatură destul de ridicată. În cazul în care aburește parbrizul, dați drumul la AC, în niciun caz nu țineți pornită recircularea pe vreme răcoroasă și pe vreme umedă. Sau dacă cumva aburește foarte tare, dați drumul la ăsta. Plus, folosiți scaunele încălzite și volanul încălzit, vor consuma mult mai puțină energie decât să ridicați temperatura în habitaclul din climă. Cam astea sunt lucrurile pe care ai putea să le faci. Mai mult de atât, nu ai ce să faci. În bani nu e mare. Dacă e să traducem în bani, 220 de kilometri cu 25, hai 30 de lei, tot e ok. Dar pentru cei care au anxietatea asta de range, da, cam asta am vrut să spun. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Zi frumoasă să aveți!